ați venit la un nou episod în care reacționăm la cele mai horror filme lansate săptămâna asta. Prima dată, fraților, vom reacționa la filmul horror numit No Trespassing, short horror film care a fost postat acum 6 ore, băieți și fete. Deci suntem primii care reacționează la el și este vorba despre niște copii care merg prin pădure și bănuiesc că ajung într-un loc unde nu ar trebui să ajungă. Hai să luăm de la început că a zis fata asta ceva. Să vedem ce zice. Let's go. E cu telefonul pe acolo. O fică s-a pierdut? Are you sure we're going the right way? E sigur că mergem în calea bună? Nu știu. Și că ar fi trebuit să ajungem deja acolo. Ce zice telefonul tău? Nu zice nimica pentru că n-are semnal. N-am niciun semnal. Ok, hai să vedem, și că suntem destul de aproape oricum. Asta pare cam sigur pe el, fraților. Băiatul pare cam sigur pe el. Deci eu zic că poate știe unde merge. Ea e destul de panicată, fraților. Nu prea își dă seama. Oh my god, ia vedeți și aici. No trespassing, keep out. Gen, să nu intri prin efracție, să nu intri pe proprietatea lor. Holy shit, ok. Ok. Și că sunt foarte obosită și cred că suntem pierduți. Yeah, I think you're right. Și că eu cred că tu ai dreptate. Well, should we head back? Și că ar trebui să ne întoarcem? Do you hear that? Ai auzit chestia aia? Nu, eu n-am auzit nimica. What is it? Ce? It sounds like running water. Și că e ca, gen, se aude ca o apă. A, ăștia voiau să ajungă undeva la o apă, la o cascadă, la un lac. O să mă duc să văd care-i treaba. Deci bănuiesc, fraților, că ăștia vor să ajungă undeva într-un loc cu apă și au auzit apa și vor să vadă dacă au ajuns unde trebuia să ajungă. Dar sunt pe proprietate unde n-ar trebui să fie. Ia vedeți, fraților, e făcut cu graffiti o fantomă acolo pe lemn, dacă observați. Mănâncă ceva, sora mea. Bră? Cine e asta? This is private property. Asta este o proprietate privată. Mamă, credeam că îi face ceva. Bă, dacă e proprietate privată, plecați. Sorry, we didn't know. Și că îmi pare foarte rău, nu știam. We just got lost, that's all. As soon as my boyfriend gets back, we're leaving. Cică și-a zis că cică doar n-am pierdut, odată ce iubitul meu vine înapoi, o să plecăm. S-a auzit ceva? He's here. Este aici. Cică, trebuie să plecați. Cine este aici, bro? Who's here? Cine este aici? Now. Cică, pleacă acum. Da, unde e gagicăsul, fraților, lua asta? Unde e gagicăsul, man? Cine e ăsta, bro? Cine e ăsta, bă? Bă, ia stați. Ia vedeți că e o persoană nouă. Iubitule, unde ești? Ghiozdanul lui, nu-mi plac filmele în care... No. Bro... Babe? Asta nu poate să fie bine, fraților. Poate să fie multe chestii, numai bine nu. Babe? Babe? No! You jerk! Bro, i-a făcut o farsă. Bă, ăsta are chef de farse. Bă, vedeți că e unul după voi în pădure. Te-ai speriat așa de tare. Ci că ia-ți chestia aici, trebuie să plecăm. Cineva a dat cu arcul în el, fraților. Bro, cine e ăla? Ăla e Rambo. Bă, cine e ăsta, fraților? Bă, e Rambo. Bro, dar de ce îi vânează ăsta? Ăsta e Rambo.
Ce naiba, băieți și fete? Mama, aruncă coarcul după aia, zici că e scheletonul din Minecraft. Bro! Dar de ce? De ce s-a activat frățiorul așa tare? Fugi de aici, sora mea! Dă-i tare, nu te uita, dă-i! Prea târziu! Nu! Bro, what? Nici măcar nu le-a zis de ce i-a omorât, bro. Ok, bă, a fost un film destul de ciudat. Acum vom reacționa la un nou film tot de la Acme Official, care a fost postat acum 7 zile, care se numește AirTag. Hai să vedem. Și ceva de la... e un device de-asta. Ok, sunt în club. Ok, nu cred că e un club. Cine e ciudatul ăla din spate? Da, ia să vedem dacă ne zice ceva aici în descriere. An AirTag is used to track a woman home after a blind date. Ah, oh my god, deci ăștia vreau să facă un blind date. Blind date înseamnă, fraților, când te duci la o întâlnire fără să știi cum arată persoana respectivă. Și ăsta o să folosească un AirTag ca să urmărească până acasă. Bro, ce naiba. Ciudatul ăla o să urmărească până acasă, bro? How's the blind date going? Îi zice prietena ei, Lauren. N-a venit nimeni la blind date, soră mea. He's running late, cică întârzie. Cică nu-mi spune că-ți dă țeapă. Ryan? Ryan? Hi, Amanda. Amanda? Hey! Hey! Are you almost here? Cică ai ajuns aici? Hello? Hello? I'm having trouble hearing you. Cică am niște probleme ca să te aud. Can you hear me? Poți să mă auzi? O secundă. Hey. Can you watch my stuff? Chica, poți să te uiți, gen, can you watch my stuff? Adică o să plec acum, probabil să duci la baie sau afară. Poți să te uiți pentru de lucrurile mele? Desigur. Mulțumesc. Hey. Aha, da. Vine cineva și pune lua asta, îi pune un AirTag, adică un GPS. Un fel de GPS, fraților. Ok. Ryan, can you hear me now? Ryan, poți să mă auzi acum? S-a deconectat. Îi dă alarmă. Hey, I think the phone call dropped. Asta că am to my rain check. Mama i-a zis că, din păcate, trebuie să meargă gen el la muncă și nu poate să plece. Și na, dacă vrea, altă dată. Yes, we can do a rain check. Ce înseamnă rain check, fraților? You are the best, zice Amanda. Ba nu, el zice... A, el e Ryan! Bro! Ok, eu credeam că ăsta e un stalker de urmărește pe asta, dar de fapt el e Ryan cu care trebuia Amanda să se vadă. Bro! Uitați-vă ce supărată e. Își dă seama că cineva i-a mutat poșeta. Pleacă, sora mea, de aici. N-a fost să fie. N-a fost să fie, Amanda. Hopa! A găsit ceva la ea în poșetă. Ăla este AirTag-ul, fraților. De la Apple. Cred că nu o să-l arunce. Ba da, l-aruncă. Păi și... acum se duce acasă și el acum o să-și dea seama. Gen, cum o să o urmărească ăla dacă a aruncat AirTag-ul? Du-te, sora mea. I-a aruncat AirTag-ul. Ah, da, asta deja a văzut mașina, cred că vine după ea. Ia vedeți că a ajuns acasă. Bro! De ce-i panicată?
De ce e așa panicată, frate? Credeți că ea știa ce e RTG-ul ăla? Nu știa că cineva vrea să o urmărească? Se aude bipul de la RTG, parcă l-ai aruncat, sora mea. I-a mai pus unul în jachetă. I-a mai pus unul în jachetă. Bă, nu! No, 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 no. No, fraților. Se aud pași? Bro! You found my other AirTag. Mi-ai găsit celălalt AirTag. Mamă, dar ce ciudat era în ăsta. No! Și mă, ciudatule! Am lăsat ce mai horror pentru final, fraților. Vom reacționa la The Mask Maker, băiatul care face măști de la Crypt TV. Știți că la Crypt TV, fraților, sunt întotdeauna cele mai horror filme, de departe. Și băiatul ăsta face măști. Mamă, ce măști ciudate face. Hopa! Cred că are niște clienți. Bro, ce-s astea? Mamă, ce magazin tare! Wow, vreau să merg și eu aici. Bro, ce magazin tare! Bă, ce tare! Man, this stuff is scary. We need something that's really gonna terrify the girls at this party. Ok, deci ăștia fraților au venit aici ca să găsească ceva care să le sperie pe fetele de la petrecerea unde urmează să meargă. Și că ai trebui să te costumezi în tine. Asta voiam să zic și eu, dar nu vreau să fiu rău. Hey, guys. Hey. Keep out. No customers beyond this point. Bă, da, ăștia. Mamă, fraților, deci ăștia parcă și-o caută cu lumânarea. Văd acolo un semn. Aici n-au voie să intre clienții. Și fix acolo se duc. Oh, taci din gură. Și cred că îl găsesc pe ăla. Ia vezi. Can I help you, gentlemen? Ce că pot să vă ajut, domnilor? Ce că, dude, ai ceva mai tare în spate? Ai ceva mai horror acolo? Nu sunteți satisfăcuți. Ci că totul ce este valabil este pe display. Ci că aici nu puteți intra. Ci că, mă frate, vrem să arătăm foarte, foarte creepy. Da, la fel ca tine. Asta chiar arată destul de creepy, n-am să vă mint. De ce nu vă tot uitați? Sunt 100% sigur că o să găsiți ceva ce o să vă placă. Ia uite, fac pe interesanții, bro. Cine știe ce are ăla acolo în spate? Ia vedeți unde s-au dus. Mamă, dar ăsta chiar n-a mințit, totul e pe raft. Nu ține nimic aici în spate. Despre asta vorbesc. Ia vedeți. Ce măști. Aaaa. Ce ziceți? Bă, astea care sunt măști horror. Da, fraților, o să... nu o să se supere ăla. Ți-am zis că totul e tare aici. Faci ce se întâmplă. Ci că mă cam doare. Bă, ce se întâmplă cu măștile astea? E ceva în neregulă cu măștile. Bro! Ei devin măștile, nu mai poate să dea măștile jos. Ia chestia asta de aici, de lângă mine. Ia chestia asta de pe mine. Uitați-vă. Bro. Aha, și vine asta. Bro, măștile alea gen rămân pe viață pe tine. You said you wanted to look like me, didn't you? Ce că ai zis că vreți să arătați ca mine, nu? Și ăsta are o mască. Însă aici s-a terminat acest episod, băieți și fete. Ziceți care vi s-a părut cel mai horror dintre cele trei.